Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care, drăguții mei, vreau să văd ce este în mintea acestei persoane, ce mai pune la cale, ce vrea ca, într-o formă sau alta, poate dumneavoastră să aflați de la distanță sau, într-o formă sau alta, să vă lase de înțeles că poate își mai dorește, drăguților, ori să se întoarcă, ori să fie din nou cu dumneavoastră, ori să dea niște explicații de care aveți nevoie de acum mult timp. Toate aceste energii vreau să le vedem în etalarea de astăzi. Așa cum am spus, este o etalare generală. Luați doar ceea ce rezonează, sper să rezonați cât mai mulți cu ceea ce vom vedea și să găsiți măcar un mesaj potrivit dumneavoastră sau care să vă încălzească sufletul. Vom începe ca de obicei cu oracolul. Astăzi am ales unicornii. Haideți să vedem, dragii mei, care este energia unicornilor, după care vom trece la tarotul Rider White. Așa că vom întreba, drăguților, ce este în mintea acestei persoane, ce mai pune la cale. Celor care doresc să aibă etalări private, drăguții mei, am aici telefonul pe măsuță, la fel în descrierea acestui video, e-mailul și telefonul, apelați oricând aveți nevoie de lămuriri în privat, specifice pentru cazul dumneavoastră. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunt acum lângă mine, tuturor celor care se uită în direct, celor care se uită și după. Drăguții mei, mulțumesc pentru mesaje, pentru comentarii, pentru sugestii, pentru toate gândurile dumneavoastră și pentru că sunteți de fiecare dată lângă mine. A sărit o energie, să știți că chiar am să o las și mai scoatem încă două. Așa. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce energii minunate ne-au apărut astăzi. Prima energie, dragii mei, este divinitatea. Știți, ea a sărit din pachet, dar n-a sărit ea degeaba, că v-am zis eu dumneavoastră că toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Orice se întâmplă, de fapt, în viața noastră, drăguților, nu e nimic întâmplător. Până și un simptom fizic, un lucru care ni se întâmplă pe stradă, ceva care nu ne așteptăm la el, să știți că nu este întâmplător. Toate sunt mesaje, toate sunt coduri, toate sunt lucruri codificate pe care natura, divinitatea, Dumnezeu, cum vreți dumneavoastră, universul ne le transmite. Pentru că, dragii mei, nu venim de la nimic și acel lucru, acel creator, acea, să spunem, nici nu știu cum să o numesc, poate o gândiți-vă așa la o lumină în care toată lumea e creată și din acea lumină vine absolut totul către noi și suntem noi și lumina aceea continuă să fie în noi în toată această existență umană. Deci eu cred că divinitatea, așa cum este și în această energie, este acel impuls pe care îl primim, dragii mei, în a simți că nu suntem singuri, în a simți că suntem creați de cineva, în a simți că misiunea noastră pe această lume nu este o pierdere de timp, da? Pentru că simt aici că cu această divinitate, dumneavoastră primiți toată acea ghidare, primiți toate acele sfaturi, Dumnezeu lucrează prin oameni și probabil în perioada următoare vor apărea situații în care veți fi ajutați, veți fi sfătuiți, veți fi îndreptați, dragii mei, pe drumul cel drept sau poate pentru mulți aici veți găsi suportul și sprijinul sau ajutorul atât de mult dorit, da? Pentru că e foarte mare lucru să ai cui să povestești, să ai cu cine să vorbești, să ai cu cine să te sprijini și pe umărul căruia să poți să spui fruntea, da? Cred aici că această divinitate, această ghidare, dragii mei, este acel mesaj care vine acum spre dumneavoastră să vă zică, nu sunteți singuri, Dumnezeu este în tot și în toate, este în dumneavoastră, lucrează prin oameni și toată energia aceasta de lumină, toată această energie incredibil de frumoasă, cu care venim evident dinainte de naștere și mergem și după moarte, dragii mei, se va manifesta în perioada următoare. Da? Deci foarte atenți la mesajele care vin de la Dumnezeu sau de la divinitate sau fiecare în ceea ce credeți. Drăguții mei, avem a doua energie care este energia unui vânător. Energia unui vânător, dar evident nu ne referim aici că ieșiți la vânătoare de cerbi, ci că, drăguții mei, sunteți niște persoane care sunteți însetate de cunoaștere, însetate de a rezolva lucruri, însetate de a face niște schimbări radicale în viața dumneavoastră. Este clar că urmăriți acum niște scopuri care poate până de ună zi nu vă erau atât de clare sau în anii trecuți nu le-ați văzut atât de clar, ca să zic așa, din punct de vedere ceea ce vă doriți dumneavoastră să faceți. Și eu cred că în această perioadă toate aceste situații care vin spre dumneavoastră, toată această urmărire a scopurilor, pentru că despre asta vorbim, dragii mei, în această energie a vânătorii, se va manifesta pozitiv. Pentru că tot ceea ce urmăriți și a tot ceea ce insistați să faceți se va schimba în bine. În momentul în care tu muncești, depui efort și vrei să faci ceva, există acea ambiție sănătoasă cu care schimbi lucrurile, dragii mei, să știți
că chiar se întâmplă, da? Deci despre asta vorbește această energie a vânătorului. Ești deschis la noi propuneri, vei începe noi proiecte, lucrurile care până acum păreau că sunt blocate, dragii mei, se vor debloca. Și există o mare schimbare aici de energie în care tu vei urmări scopurile care, într-adevăr, îți vor face bine, da? Deci nu-ți vei mai pierde timpul cu lucruri și cu oameni care nu-ți mai sunt de folos. Drăguții mei, ultima energie și o energie extraordinar de frumoasă, da? Este metamorfoza. Așa cum coconul se transformă în fluture, tot ceea ce ați acumulat până acum în viața dumneavoastră, toate experiențele, toate lucrurile prin care ați trecut, discuțiile pe care le-ați avut, cunoștințele pe care le-ați acumulat, se vor uni în a vă duce spre ceva foarte frumos. Când spun asta, e pentru că metamorfoza asta este necesară, dragii mei, da? Altfel n-am simțit că trăim, n-am simțit că evoluăm, n-am simțit că suntem alți oameni decât eram acum 10 ani, acum 20 de ani sau chiar mai mult, da, pentru cei mai în vârstă. Iubiții mei, este o metamorfoză care vine automat prin natura umană. Vrem, nu vrem, suntem împinși să mergem doar înainte. Chiar spunea cineva, oricât de mult vrei să te întorci în trecut, trecutul e trecut, nu se mai poate schimba. N-are sens să-ți consumi energia, lacrimile, ura și să lași toate acele sentimente negative să te învăluie ceea ce simțeai ieri, alaltăr sau în trecutul tău. Pentru că e clar că trebuie să privești la ceea ce trăiești acum, să fii aici, să fii activ și să fii foarte pozitiv pentru ceea ce va urma în viața ta. Metamorfoza, deci, este necesară pentru că fără schimbări, dragii mei, totul ar rămâne static și n-ar valora absolut nimic. Faptul că ne schimbăm, că ajungem maestri și toate aceste experiențe pe care le trăim sunt de fapt date și ele cu un scop ca absolut tot ceea ce mișcă în acest univers. Mă întorc din nou la prima frază care am spus-o, că nimic nu este întâmplător, dragii mei, totul se întâmplă cu un scop anume și totul are un destin. Dacă ceva ți-a pus în cale, trebuie să treci prin el, că vrei, că nu vrei și evident acel lucru participă la cine vei fi tu mâine. Da? Te ajută să fii minunat și să ai acea dezvoltare și acele capacități pe care, dacă nu treceai prin acel lucru, nu puteai să fii și să le ai așa cum le ai astăzi. Da? E clar că această călire prin foc, dragii mei, este universal, internațional, mondial, necesară pentru noi toți. Da? Bun. Acestea fiind spuse cu energiile, haideți să vedem ce ne spune tarotul Rider White. Am zis astăzi că, în mod deosebit, vorbim de ce este în mintea acestei persoane, da? Deci ce mai coace, ce mai pune la cale, care sunt situațiile de care trebuie să aflați și să știți, pentru că pentru mulți aici, dragii mei, am acel sentiment că este încă o nebuloasă, este încă o necunoscută, da? Este încă o ecuație cu prea multe necunoscute, poate chiar pentru unii, pentru că poate niciodată omul ăsta nu s-a lăsat, cum să vă zic, să-i vedeți adevărata esență. Nu a lăsat niciodată să-i vedeți adevărata personalitate. Poate că pentru mulți aici ați avut de-a face, drăguților, cu o persoană cu măști, da? Sau cu mască. Cu mai multe măști sau cu mască. Bun, haideți să vedem ce cărticele avem astăzi. Ca energie avem pește, avem săgetător, avem vărsător, avem rac, dragii mei. Avem leu, avem capricorn, avem rac din nou, avem leu, avem berbec, drăguților. Avem fecioară, avem taur, avem aici balanță, avem din nou pești, avem scorpion, avem capricorn. O secundă, vă rog, cred că s-a mișcat de aici cărticica, da? Așa. Și cam astea sunt zodiile, drăguții mei, pe care le-am văzut, da? Așa, v-am zis, zodiile nu sunt neapărat foarte importante, dar le spunem și pe ele pentru cei care doresc să le știe. Bun, dragii mei dragi, văd aici că a fost o iubire ca în povești, pentru că am început cu acest doi de cupe minunat, care înseamnă unirea în trup, în suflet, în simțire, ceva ce a fost scris în stele, sufletele pereche, niște oameni care au fost pur și simplu puși la cale de către univers să se întâlnească și că vroiau și că nu vroiau. Ceea ce simt aici este că persoana dumneavoastră e convinsă că ați fost dragostea vieții ei sau dumneavoastră sunteți convinși că el sau ea a fost dragostea vieții dumneavoastră, dar că de multe ori, așa cum se întâmplă și în filmele de la Hollywood, ați văzut, sau mai bine spus, nu, cred că sunt filme în care oricum se termină fericit, dar sunt și filme în care nu se termină povestea fericit în viața asta, este ceea ce acest om a trăit cu tine. Pentru că îl văd în acest moment că se gândește cu durere, are o obsesie. Poate noaptea când doarme, poate atunci când e la servici, poate atunci când trece pe lângă locuri unde tu cu el ați petrecut lucruri. Poate se întâlnește cu persoane pe care amândoi le cunoașteți și care, la un pahar sau la o discuție frumoasă, se apucă să întrebe și mai știi ceva de sau ai mai vorbit cu sau voi ce mai faceți.
Și în momentul acela acestui om mi se rupe sufletul, pentru că realizează că indiferent că e cu altcineva, pentru că pentru mulți aici e vorba și de triunghiuri amoroase, dragii mei, are o tristeță, o tristeță. Doamne, am început să vorbesc cu accent de Ardeal sau de Moldova, iertați-mă. Are o tristețe și nu că nu mi-ar place, dar e că bag cuvinte care nu, vă dați seama, nu le folosesc zilnic. Așa, are o tristețe, drăguții mei, foarte adâncă. Avem aici 5-ul de cupe. După cum știți, 5-ul de cupe e acea persoană care nu vede decât rău făcut, nu vede și bunul rămas, da? Deci nu vede jumătatea paharului plină, ci vede exact partea aceea tristă, sau poate să fie o situație de doliu, da? Poate să fie o situație de cineva care nu mai vede nicio ieșire, care se vede total prins într-o capcană a timpului, a durerilor și a trecutului, da? Pentru că simt aici că sunt foarte multe lucruri din viața acestui om care încă îi blochează pașii. Mai avem și un doi de spade care clar, dragii mei, îmi spune că este la o răscruce de vânturi, da? Deci trebuie să ia o decizie. Ori așa, ori așa. O ia ori la stânga, ori la dreapta, pentru că nu mai poate să meargă în același sistem sau în același drum în care până acum a pășit. Poate că au fost aici patternuri sau a copiat relații din trecutul său, le-a copiat din păcate și cu tine sau față de tine și a văzut că încă o dată a dat greș. Pentru că persoana asta nu este la prima abatere. Drăguții mei, văd așa că persoana asta poate e convinsă că tu nu te mai gândești la voi doi, nu vă mai gândiți unul la altul sau că tu l-ai lăsat în urmă definitiv. Cum n-ai mai dat poate niciun semn de viață sau relația asta a încetat și acum niciunul și altul nu mai vorbiți, evident din orgoliu, din mândrie, ca și cum lasă-l pe el sau lasă-o pe ea să mă caute primul. Eu cred că totuși aici vă gândiți profund la ceea ce face celălalt, acolo unde e, oare ce mai face, cu cine mai e. Deși există pentru mulți tăcere, contact zero sau foarte puține vorbe schimbate pentru unii dintre dumneavoastră, aici văd un minim de, să spunem, o minimă comunicare, da? Eu cred că această persoană simte că îi lipsește esența vieții. Pentru că toată comunicarea asta sau faptul că a avut la un moment dat intenția să vină spre tine sau ați avut intenția să vorbiți, dragii mei, a eșuat. Pentru că avem aici un 10 de spade care mie mi-a arătat clar că dumneavoastră nu sunteți pregătiți încă să vă așezați față în față cu această persoană, nu sunteți încă suficient de iertător sau de înțelegător ca în acest moment, dragii mei, dacă această persoană vă iese în cale să puteți discuta normal, fără să vă, cum să vă zic, fără să vă scoate din noastră ce e mai rău, fără să vă bufnească plânsul, fără să trebuiască să-l strângeți de gât sau să-i reproșați sau etc. Da? Deci văd aici niște energii destul de negative, pentru că, dragii mei, această persoană este clar încercată și ea de către viață, da? E clar că vă simțiți ca și cum în momentul ăsta nu se mai poate repara nimic și ați lăsat divinitatea într-o formă sau alta să-i dea acestui om cu două mâini o lecție, da? Iar ceea ce a făcut divinitatea, păi vedeți dumneavoastră, v-a fost ascultată cererea, pentru că omul acesta simte că îi cade lumea în cap, se simte vinovat, are multe mustrări de conștiință pentru ceea ce ți-a făcut, evident, văd că se căiește foarte tare, a avut totul cu tine și a fi putut să aibă paradisul la picioare, dar a dat cu piciorul în găleata de lapte ca văcuța la sfârșit, da? Știe că a făcut totul imposibil în viața ta, iar tu cu toate astea ești destinul său, pentru că fiind aici vorba de un om vanitos, dragii mei, pentru foarte mulți care consideră că are toate ușile deschise în viața asta la oricine și indiferent ce ar face, lumea o să-l aplaude și o să-l primească. Ca și cum e prea sigur de el sau și cu tine că te are la mână și de fiecare dată ai făcut orice, scuzați-mă, a făcut el sau ea orice și tu ai zis, nicio problemă, mergem mai departe. Nu este așa. Eu văd că tot ce te-a întristat, te-a deranjat foarte tare, tot ce te-a îndepărtat de această persoană, e că în acest moment a secerat acest drum împreună, pentru că, dragii mei, ați simțit că nu ajungeți la niciun punct comun cu această persoană, da? Văd aici multă sabotare. O persoană care s-a pierdut pe drum, a oferit prea puțin sau tu i-ai zis la revedere și în momentul ăla i-ai și scos catrafusele din casă și din viața ta, da? Deci i-ai zis du-te cu fundiță legat la gât treaba ta, la maică ta, la amantă sau la fostă sau cu cine este. Eu cred că dumneavoastră v-ați dori foarte mult ca aceste lucruri să fie clare și ați spus acestui om într-o formă sau alta ceea ce vă doreați, dar în loc să-l lupte, da? Exact cum am spus, văd aici că parcă și-a văzut de drum cu toată mândria și cu nasul pe sus, sau a plecat și a venit până când în final de fapt s-a rupt tot. Acum sunteți detașați, nu sunteți detașați, dar omul ăsta, să știți, deși l-ați avertizat că așa nu se mai poate, n-a făcut nimic la acel moment pentru că nu credea că tu ai să-i dai spatele. Este clar că e momentul să ieșiți din niște blocaje, să o luați de la capăt ca să vindecați tot în primul rând pentru dumneavoastră. Pentru că, drăguții mei, asta și-a așteptat să tot facă o alegere.
Tu ai obosit, nu mai suportai ceea ce trăiai cu el sau cu ea, geloziile, acuzațiile, poate au fost aici și vorbe grele, poate ați ajuns la evenimente aiurea la modul ați implicat copiii, familia, au asistat la spectacole care nu aveau sensul, nu și-aveau sensul, dragii mei, și văd aici că va fi măsurat de divinitate pentru că e obligat în final și el să plătească și să sufere, el sau ea, dragi doamne, domn. A venit peste el turnul, după cum vedeți aici avem un turn care știți cum e, dacă nu deschizi ușa, intră pe geam chestia aia, da? Deci când ceva e scris și e rândul său să simtă toate aceste dureri în propria carne. E vorba de niște alegeri, drăguții mei, pentru că văd aici că iarăși apar sufletele pereche, apar niște copii sau apar pur și simplu acele situații în care persoana asta, sincer, te iubește, îi e dor de tine, vrea să se împace, vrea să revină, vrea să-ți arate că te poate alege și că în final va face ce trebuie. Dar totuși, vă spun, este o persoană dificilă care îi place probabil să-și conducă viața sau manipulează oamenii în favoarea sa sau pur și simplu a crezut că poate să ia de la voi absolut tot fără să facă niciun efort. Pentru tine a fost o perioadă foarte grea, dragul meu, draga mea, pentru că simt aici că odată cu plecarea acestei persoane sau odată cu îndepărtarea sa sau odată cu cearta dintre voi sau odată cu această indiferență sau faptul că ți-a dat spatele acest om, de fapt, pe tine te-a făcut mai puternic. Vă văd în momentul ăsta că nu mai sunteți dispuși să faceți nimic pentru acest om. Simt că această persoană, acolo unde e, dragii mei, îi este foarte greu. Se simte ca într-o colivie. Se simte ținut pe loc. Nu mai are niciun fel de avânt, nu mai are niciun fel de motivație, da? Are conflicte și certuri cu toată lumea, pentru că știți cum e. Când tu nu ești fericit și mulțumit, trăznești și bufnești în stânga și în dreapta. Ce se întâmplă este că va intra într-o perioadă, dragii mei, aici cu ermitul, cu călugărul, în care va sta și se va gândi profund la ce are de făcut mai departe în această viață. Pentru că acum știe cât te-a durut pe tine, acum îl doare și pe măduva oaselor sau pe ea și simte că el este cel păcălit sau cea păcălită, dragii mei, pentru că atunci când tu sufereai sau el n-a vrut să lase zona de confort sau s-a dus în brațele altcuiva voit și știind că pe tine o să te necăjească cu lucrul ăsta, iată că fericirea sa acolo unde e a durat destul de puțin, da? Are certuri, are discuții, acea persoană probabil că îi scoate ochii, în momentul ăsta este el cel judecat și cel arătat cu degetul, pentru că văd aici că simte că nu mai poate să refacă ceea ce credea odată că va continua în cealaltă parte, da? Pentru că știți cum e, înțelepciunea i-a arătat acum experiența asta departe de tine și faptul că n-a mai fost cu tine și lângă tine și, într-adevăr, înțelege ceea ce i-ai aportat, înțelege că toate aceste lucruri pe care el le-a trăit la alt nivel, el credea că niciodată nu se-i să sfârșească această viață de huzur și această viață de Don Juan. Această persoană, drăguții mei, din păcate, nu este prima oară când calcă pe bec. Nu este prima oară când face lucruri aiurea, nu este prima oară când dezamăgește persoanele din jurul lui. Doar că ce n-a luat în calcul e că tu nu ești oricine. Că tu nu ești o persoană cum erau perechile dinainte. Că tu nu ești o persoană care să renunțe la valorile sale, care să renunțe la casa sa, care să renunțe la tot pentru cineva care nu pune suficient suflet. Pentru că păcatul acestui om, deși a început ca o aventură poate între voi această relație, e că s-a îndrăgostit la sfârșit și și-a dat seama că de fapt s-a legat atât de mult de tine și de felul în care tu făceai lucrurile, dar la acel moment n-a vrut să recunoască. Și n-a vrut mult timp să-ți recunoască, de fapt, drepturile pe care tu le aveai în această relație. La modul că tu i-ai schimbat viața, că l-ai ajutat, că l-ai ridicat de jos. Poate pe mulți aici, drăguților, i-ați ajutat să iasă din încurcături foarte urâte, încurcături poate chiar legale, lucruri din care omul ăsta, dacă tu nu existai, n-ar fi știut cum să facă și ce să facă, da? Eu văd aici că această persoană a văzut astăzi că iubirea funcționează doar dacă ambele persoane merg în aceeași direcție. Știți că am mai spus eu în mai multe etalări chestia asta cu să tragem amândoi la căruță, dar dacă unul trage la stânga, altul la dreapta, așa nu. Se trebuie mers pe același drum. Nu este o povară ușoară pentru că, dragii mei, căsnicia, relațiile, orice fel de relații, fie că sunt de dragoste, de prietenie, cu șef, cu colegi, etc., nu sunt ușoare. Pentru că dacă nu lucrezi la ele, nu te dedici acelor oameni, nu le dedici timpul tău, seriozitatea ta și nu te implici așa cum trebuie, nu durează. Deci, din păcate, toate relațiile noastre pe acest pământ sunt un contract. Evident, sunt un contract nu ca la bancă, ci un contract de suflet. Un contract frumos în care tu ai și tu partea ta care trebuie să ți-o îndeplinești așa cum merită. Ceea ce a făcut această persoană e că a luat în derâdere cerințele tale, a crezut că o să-l ierți de fiecare dată, a crezut că nu contează cum se poartă și ce face și dacă
de câte ori a făcut o gafă, tu ai fost acolo și ai deschis brațele, a crezut că asta va dura pentru totdeauna. Drăguții mei, ceea ce văd este că are de luat o decizie foarte curând, deoarece tu în acest moment nu-l mai primești, nu-l mai vrei oricum. Stai în această stare în care trebuie ca această persoană să-ți arate într-adevăr sentimente profunde și o dedicație și un sacrificiu pe care cel puțin înainte nu-l făcuse. Pentru că s-a autosabotat, a crezut că o să-i meargă oricum în viața asta și că tu n-ai să-ți dai seama de nivelul de manipulare sau de măștile pe care le purta. Deci în mintea acestei persoane astăzi este acel moment în care se declanșează situația de merg mai departe sau rămân aici. Pentru că văd că încă are foarte multe sentimente. Va lua un moment de pauză, dragii mei, va lua un moment în care nu va mai avea frică să spună ceea ce simte. Pentru că, vedeți, noastră, alegerea asta înainte, acestui om îi dădea o grimasă, da? Îi era teamă să spună, plec la altcineva, divorțez, vreau să fac o schimbare de casă, de țară, mă duc cu serviciu, mă mut cu altcineva, da? Deci eu văd aici că această persoană va avea curajul să exprime toate aceste frici și blocaje pe care înainte, din lașitate și din cum vreți dumneavoastră să numiți, nu le făcuse față de tine, da? Deci văd aici că va exprima toate aceste frici, va trece peste aceste limite pe care înainte nu credea că le va depăși, pentru că există încă sentimente. Și văd aici că persoana asta vine într-adevăr cu o cupă de dragoste la tine după o perioadă în care realizează că fără tine nimic nu mai e la fel, da? Deci este acea comparație, dragii mei, care din păcate vrem, nu vrem în viața asta, trebuie să o facem, pentru că de multe ori dacă nu trecem prin dureri și prin experiențe, nu înțelegem ce simt ceilalți, nu ne punem în pantofii lor și atunci n-avem cum să acționăm așa cum trebuie. Deci se uită la trecut, se uită la ceea ce a strâns lângă tine, la ceea ce a trăit cu tine, la ceea ce și-a dorit atunci când erați împreună, simte că mângâierile tale, persoana ta, felul în care tu te purtai, nu pot fi înlocuite de nimeni. Văd aici o revenire foarte frumoasă, dragii mei, pentru că vine acel moment în care omul ăsta realizează că dacă își dorește un cămin fericit, o relație în care să fie iubit și respectat, un loc în care să nu fie mințit de nimeni și să fie ajutat cu adevărat din tot sufletul, așa cum ați făcut de fiecare dată pentru el sau pentru ea, e doar lângă dumneavoastră, da? Deci văd aici acea stare de hai să fim o familie fericită, hai să facem ceva de la zero, hai să ne facem viața mai frumoasă, pentru că până acum parcă a trecut trenul pe lângă noi și niciunul n-a sărit la timp în el, da? Deci e vorba de acel tren al vieții care nu vine de 100 de ori, dragii mei, și această persoană realizează că acum factorul timp e ceva foarte important. Iar ceea ce el a trăit și ceea ce a simțit îl face să vrea să aducă din nou o realizare, o rezolvare, mai bine spus, a acestei relații. Ca dumneavoastră să funcționați, ca dumneavoastră să fiți recuceriți de, într-adevăr, de sinceritatea, de bunătatea și de buna sa intenție pentru a rezolva ceva cu tine. Pentru a construi, să spunem, acel castel în care, cu siguranță, dragii mei, va exista multă fericire și în care puteți aduce absolut toată lumea din jurul dumneavoastră, pentru că atât timp cât dumneavoastră sunteți fericiți în interior și cu această persoană, absolut tot universul va fi de partea dumneavoastră, da? Deci știți cum e, tot ceea ce reflectăm și tot ceea ce manifestăm, dragii mei, se răsfrânge pe tot ceea ce este în jurul nostru. Deci văd aici niște gânduri foarte frumoase, o parte din trecutul său în care a acumulat experiențe, în care a văzut că doar acele interese care le-a avut față de alții sau faptul că, nu știu, poate a avut interese materiale, poate s-a gândit că nu vrea să renunțe la ceva din trecutul lui, că pierdea nu știu ce, faptul că a stat pe loc, chiar faptul că a stat pe loc și nu a luat decizia potrivită la momentul oportun, se va schimba în mintea acestei persoane pentru că își dorește iarăși fericirea cu tine în doi. Drăguții mei, foarte frumoasă etalarea. Nu pot să spun că mintea acestei persoane m-a dezamăgit, dimpotrivă, m-aș bucura ca pentru cât mai mulți dintre dumneavoastră să se aplice această etalare frumoasă pe care am văzut-o acum împreună. Haideți să scoatem și literele pentru astăzi. Mai scoatem câteva și gata, drăguților. Bun. Haideți să vedem ce litere ne-au ieșit. Avem așa, avem litera M, dragii mei. Avem litera W, avem litera U, avem litera B, avem litera O, avem litera E, avem litera P, dragii mei. Avem litera W. Și cred că acestea, dacă nu mă înșel, se repetă. Să știți că au ieșit foarte multe repetate, așa că o să vă cer permisul să mai scot câteva. Deci chiar am să mai scot câteva. Bun,
Haideți că am mai scos câteva și cred că este ok. Avem litera V, pentru că sunt prea puține. Nu, avem litera A, iertați-mă, ia uitați, a ieșit și litera A. Litera T, dragii mei, litera D, litera R, litera C și litera D. Da, acum îmi place, e perfect, pentru că acestea, cum se repetă, n-am să le mai iau în considerare. Dar erau prea puține, trebuia să avem cel puțin 10, ca așa cum facem de obicei. Așa că, drăguții mei, eu cred că au ieșit destule și astăzi, este perfect. Sper să corespundă cu inițialele acelea care v-ați gândit. V-am zis, e un lucru extra. Nu este o problemă dacă nu ies de fiecare dată inițialele persoanelor la care v-ați gândit. Important este etalarea, energiile de la început și sfaturile pe care acele energii ni le-au lăsat pentru astăzi. Dragii mei, dacă v-a plăcut, m-aș bucura din suflet. Vă rog să-mi lăsați like-uri, abonați-vă, este gratuit și îmi faceți un mare serviciu. Apăsați pe clopoțel ca să primiți în timp util atunci când public un video. Dacă aveți nevoie de etalări, mă găsiți la acest număr de telefon și la fel în descrierea videoului aveți și mail-ul și telefonul. Oricând aveți dumneavoastră nevoie, fără nicio problemă. Eu vă iubesc mult de tot, vă aștept cu comentarii, sugestii ca de obicei și ne revedem sănătoși data viitoare. Vă pup! Pa, pa!